sunt Linky și astăzi o să facem un nou videoclip. Tema acestui videoclip va fi acea temă că YouTube-ul va dispărea. Chiar este adevărat? Mult vă întrebați și am văzut și multe videoclipuri pe YouTube cu va dispărea YouTube-ul, internetul, nu știu. Părerea mea este că nu are de ce să dispară și plus că de ce ar dispărea? Ok, haideți să zicem ca voi că dispare YouTube-ul. Ok, accept asta, dispare YouTube-ul. Dar răspundeți-mi la întrebarea. De ce? Dacă voi îmi răspundeți la întrebarea asta, atunci nu știu, vă cred, nu știu, habana. Da, iar această discuție a luat amploare pe 17 octombrie. Ea a fost postată mai de mult, dar a început de pe 17 octombrie să se discute și au apărut și câteva clipuri pe YouTube despre asta că va dispărea YouTube-ul cu articolul 13. Acum, poate, nu știu, habar n-am. Haideți să ne uităm pe internet și să vedem dacă chiar este adevărat. Acum suntem pe ecranul telefonului și deci haideți să vedem, haideți să căutăm articolul 13 internet. Să vedem. Moartea ambiguă și inconsecventă a internetului. Măsurile respective, cum ar fi utilizarea de tehnologie eficace de recunoaștere a conținutului, sunt adecvate și proporționale. Așa, bla 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 bla. Din câte văd aici, acești reprezentanți ai internetului discută să ia niște măsuri, da? Adică să utilizeze tehnologie eficace. Adică să recunoască conținutul și să-l blocheze. Văd. Deci nu văd nici un fel de să închidă YouTube-ul. Nu știu. Aici iar la fel. Văd că este doar un regulamentuie, nu articolul 13, articolul 13, dar face parte din regulamentul UE. În fine. Cum ne afectează reforma copyright-ului? Nu e. Aici iar la fel văd să blocheze conținutul utilizatorului automat. Nu văd să scrie să închidă YouTube-ul sau internetul. Văd decât să blocheze conținutul, ceea ce s-a practicat până acum. Și cam atât. Cum vrea Uniunea Europeană să ucide internetul? Până acum văd că se vorbește, adică se ia în calcul să se aprobe, nu s-a decis. Cam atât, dar aici, după cum bine vedem, este cum vrea, nu este cum s-a decis Uniunea Europeană să ucide internetul, este cum vrea. De la a vrea până a face, este cale lungă, deci
până aprobă acești reprezentanți, mai durează. Și poate nu o să fie toți de acord. În concluzie, până acum nu am găsit niciun site care să spună concret că se va închide. Chiar nu am găsit nimic. Venind la clipul nostru, concluzia mea este că nu se va închide, pentru că nu spune nimeni asta, deci nu spune niciun reprezentant, nu spune niciun om care lucrează acolo, spun decât că vor să facă asta și că se ia în calcul să se aprobe, deci nu s-a aprobat încă, da. Iar cei de pe YouTube, eu cred că voi ați crezut că s-a aprobat și nu ați înțeles bine ce s-a spus și a postat, deci primul care a postat a spus asta, a interpretat greșit și după aceea v-ați luat toți după el. Deci, înainte de a mai trage o concluzie, vă rog frumos să vă gândiți de mai multe ori. Atât pentru astăzi, sper că nu v-ați simțit jigniți și în acest clip nu am vrut să jignesc pe nimeni, chiar nu a fost cu intenția de a jigni, doar a fost cu intenția de a clarifica anumite lucruri care se întâmplă pe YouTube-ul românesc. Dacă mă susțineți, dați voi un like, dați un share. Bine, dacă nu vă place, puteți să dați un dislike. Deci, chiar nu mă afectează, chiar vreau părerea voastră sinceră. Deci, na. Like sau dislike dacă nu vă place, cum am spus. Chiar nu mă supăr, deci dacă dați dislike, chiar nu mă supăr, este părerea voastră și eu respect. Până la urmă, critica este constructivă, da, și chiar ne ajută critica, ok? Share și să vă abonați pentru a face cât mai repede 3000. Avem deocamdată 2860, dar vreau 3000. Pa, pa!